S-a văzut și în întâlnirea de la Sevilla. Iată-l pe Iacob, se descurcă, centrează și 1-0 pentru Steaua. Bănel Nicoliță deschide scorul. A fost debutul lui Massimo Pedrazzini ca antrenor principal în Ghencea. Încă o dată vedem faza, însă nu este întreaga această reluare, pentru că ceea ce a contat a fost insistența lui Iacob în banda stângă, acolo unde este Goga. Control imperfect al lui Alin Savu. Bănea Nicoliță luftează, Alin Savu pătrunde în careu, lângă este Petre Marin, Alin Savu centrând! Oh! Gol! Uitor! Deznodământul, așa însă rămâne 1-1. Croitorul pierzând balonul în fața celuia Jovanović. Pasă din prima, nu este offside. Goga în fața golului. Goga, Goga, Goga! Da, este gol!